Ora 9 a avut loc ședința publică de susținere a tezei de doctorat intitulată Influența politicii fiscale asupra echilibrului macroeconomic, elaborată de doctorandul Țuncu George Floyd. Susținerea publică a tezei de doctorat s-a desfășurat în prezența Comisiei pentru Evaluare și Susținere Publică, Comisia aprobată prin Ordinul 120 din 10 octombrie 2011 al rectorului Universității Lucian Blaga din Sibiu, fie respectate toate condițiile prevăzute de reglementările oficiale în vigoare. Pe baza celor constatate, la evaluarea și în timpul susținerii publice tezei de doctorat, Comisia a acordat tezei de doctorat calificativul foarte bun. Pe baza calificativelor primite de doctorat, la examenele și referatele din cadrul programului de pregătire, precum și la teza de doctorat și având în vedere gradul de îndeplinire a cerințelor condițiilor preliminare și ale criteriilor de evaluare privind conferirea titlului științific de doctor, Comisia comunică auditorului hotărârea de a conferi doctorantului titlul științific de doctor în domeniul finanțe. Comisia pentru Evaluarea și Susținerea Publică a Tezei de Doctorat, profesor universitar doctor Mihai Aristotel Ungureanu, conducător de doctorat semnează. Profesor universitar doctor Emil Negrea, referent oficial semnează. Profesor universitar doctor Veronela Bram, referent oficial semnează. Conferențiar universitar doctor Ramona Orăștean, referent oficial semnează. Profesor universitar doctor Carmen Comăniciu, președinte semnează. Practice, atât membrilor comisiei, cât și celor prezenți, familiei, care chiar dacă nu este alături, dar este cu gândul sigur, bineînțeles colegilor, care, cu care am colegilor de doctorat, cu care am susținut o serie de examene și avem amintiri frumoase în parcursul acestor 3 ani și, bineînțeles, și prietenilor, prietenei mele, în ultimul rând, bineînțeles, care m-a susținut de asemenea și mi-a acordat un mare ajutor. Și fără de care n-aș fi putut să definitivez teza. Și ai ajutat pe cineva? Pe bunica. Bunica mea, care, bineînțeles, care... Familia. A fost pe cineva. Special. La bunica mea. Și chiar și tatălui meu, care chiar dacă nu este printre noi, sigur, este mândru, chiar dacă nu privește pe undeva.